Calcul forțelor de reacțiune pentru barele cu ax curb. Există o bară cu ax curb provenită din arc de cerc, deci este un semicerc, încastrată aici și acționată de o forță orizontală F egal cu 5 kN. În încastrare există forțe de reacțiune HA, VA și MZ funcție de A. Aflăm forțe de reacțiune HA, VA și MZ funcție de A din condiția de echilibru al barei. Sumă de fi este 0, sumă de fi egal cu 0, sumă de MZ e 0 față de orice punct. Atenție, mai repet încă o dată, când spun sumă de MZ față de A e 0, momentul din reacțiune concentrat translez la distanța infinimică epsilon ca să scriu 0 egal cu suma tuturor momentelor care intervin în sumă de MZ față de A e 0. Sau pot să spun MZ de A echilibrează pe alte, dar spun o regulă în partea stângă și altă regulă contrară în partea dreaptă. Dar să mai mă încurc în, ne încurc, să nu vă încurcați voi regula de semne, îl trag la distanță epsilon și pun o regulă pentru toate. Sumă de fx 0. HA egal cu 0. Dacă nu există forțe active pe orizontală, nu vom avea nici forțe de reacțiune pe orizontală. Sumă de fy. VA minus F egal cu 0. Adică VA egal cu F egal cu 5 kN. Vedeți că când punem egal cu 0, nu contează ce sens pozitiv luăm. Că 0 în minus 1 fac 0. Dacă mulțim minus 1, aici vine minus VA plus F egal tot cu 0, deci VA tot F. Dar asta este valabil numai la sumă de forțe, deci la condiție de echilibru, sumă de forțe egal cu 0, sumă de moment egal cu 0, sumă de MZ față de A e 0. Luăm față de A, pozitiv în sensul A celor de ceasornic. MZ funcție de A e cu plus, VA este cu verde, punctul principal este A, duc perpendiculară de aici, din A spre F, dau brațul peste forță, e sensul trigonometric, e cu minus. Minus F ori 2R fac 0, MZ funcție de A fac F ori 2R, 5 kN ori 2 ori 0,5 metri fac 5 kN ori 1 metru. Deci MZ funcție de A, momentul de reacțiune din castrat din A e 5 kN ori 1 metru. Și în felul ăsta, deci s-au calculat forțe de reacțiune VA, HA și MZ funcție de A. Raza din care provenită arcul de cerc, raza R e 0,5 metri, forța e 5 kN, deci le-am calculat numeric. O problemă, da, care te introduce în barele cu ax curb pentru mai târziu. Da? Și vă obișnuiți.